România. Atât de mult ne dorim autostrăzi, de atât de mult timp ne dorim autostrăzi. E bine, a apărut ieri ministrul mediului, scuzați-mă, ministrul fondurilor europene, și ne-a explicat cumva că autostrăzile sunt blocate, una dintre autostrăzi, pentru faptul că trebuie să fie ocrotit gândacul croitor. Nu râdeți. Gândacul croitor trebuie să fie protejat și acesta este motivul pentru care autostrăzile, traseul autostrăzii Pitești-Sibiu este blocat. După atât de multe obstacole, mai este încă unul. Dar să știți că asta nu este o invenție din România, ci este o măsură tocmai pentru a primi fondurile europene. Ați auzit la un moment dat că trebuie să protejăm urșii. Și construindu-se autostrăzi, care desigur nu au fost niciodată inaugurate și terminate, s-a făcut un viaduct special pentru urși de 280 de milioane. Ați auzit bine, 280 de milioane. Știți care este singura problemă? Singura problemă e că pe acolo nu trece niciun urs. Haideți să vedem ce spun oamenii despre faptul că am mai găsit o problemă. În dorința noastră de a construi autostrăzi a apărut gândacul croitor. Așa ceva. Autostrada stă în nu știu ce populație de gândaci. Nu cred așa ceva. Este foarte serios și o problemă la nivelul Uniunii Europene. Nu consider că este o știre adevărată. Este foarte adevărat și dacă nu găsim soluții să relocăm acești gândaci, nu vom primi finanțare de la Uniunea Europeană pentru autostrada Pitești-Sibiu. Sunt convins că cineva care a constatat acest lucru, probabil o să ia și demersuri și o să caute soluții pentru așa ceva. Tu cum ai mutat gândacii de pe autostradă, de pe traseul autostrăzii? Nu, eu aș muta guvernul și aș lăsa gândacii. Morimus funereus, sau gândacul croitor al stejarului, este o insectă care figurează ca specie vulnerabilă. Și cum Uniunea Europeană pune mare accent pe protejarea naturii, am putea avea mari probleme cu finanțarea viitoarei autostrăzi Sibiu-Pitești, care trece prin habitatul acestei vietăți. Această problemă legată de gândacul croitor al stejarului este pe toată lungimea autostrăzii, a fost identificată zona... Mi-e greu să spun, din cele 11 situri Natura 2000, câți au gândaci și câți n-au gândaci. Uniunea Europeană ne impune să găsim cât mai repede soluții, astfel încât șantierul șoselei de mare viteză să nu distrugă insectele. În caz contrar, pierdem proiectul care ajunge la 3 miliarde de euro. Pentru un gândac să nu facem o investiție de nivel național, nu se poate așa ceva. Pentru un gândac, cine inventează problemele astea? Sunt norme europene. Care, domnule, cu Europa? La ei se fac autostrăzi pe oriunde și la noi nu se fac autostrăzi din cauza gândacilor? Asta e o șmecherie. Am înțeles că până vest s-a mai întâmplat să mute niște gândaci, să ia de acolo metoda. Nu știu cum să muți niște gândaci. Cum să-i aduni, să-i muți, greu. Când aveați probleme, ați avut vreodată problemă cu vreun gândac, cum îi mutați, cum scăpați de ei? Gândaci de bucătărie cu fâs am avut în tineretul lui când am stat. Noi nu avem voie să-i omorâm, trebuie să-i relocăm. Da, te cuflitul pe făraș și la gunoi. Ce putem să facem? Nu trebuie să-i omorăm, trebuie să-i relocăm. Da, lasați. Ăsta e motiv de să nu mai facem nimica. E niște glume din astea care îți mai pune și ăștia din Comisia asta europeană și tot ce să faceți. Stai să le dăm bani mai puțin, că prea accesează ăștia ca mulți. Nu că... O fi un motiv inventat? Sigur. Autoritățile române au găsit o soluție pentru a nu pierde finanțarea europeană. Vor să mute insectele de pe traseul șantierului cu ajutorul unei soluții cu feromoni. Cu flitul? Cu feromonul care ajută la relocarea speciei de gândaci. Eu aș muta guvernul și aș lăsa gândacii. Vorbesc foarte serios. Nu poți să cred, crede-mă. Și se caută soluții cu feromoni, să-i mute, au mai fost niște probleme similare prin Germania. Nu știu, cum ți se pare? O chestie foarte absurdă, nu pot să percep așa ceva. Dacă gândacii sunt mai importanți decât o autostradă, n-au decât să-i lase acolo. Ca să faci mutația la gândacii e cam dificil. N-au nici acte, n-au nimic. Pentru un gândac și pentru liliac să nu facem autostradă, astea sunt invenții, că nu sunt în stare să facă nimic. E o problemă foarte stupidă. Dacă acest tip de măsură poate să
provoace ușor umor. Ea este o soluție extrem de simplă pentru un proiect extrem de serios al României. Specialiștii cred că vor găsi o soluție. Cu flitul? Impactul autostrăzii Sibiu-Pitești asupra animalelor din siturile Natura 2000 a fost sesizat de Comisia Europeană într-o scrisoare oficială transmisă în decembrie anul trecut. Ministrul fondurilor europene spune că termenul limită pentru a răspunde problemelor sesizate de oficialii de la Bruxelles, inclusiv celei a gândacului de stejar, este 2 februarie. Răspunsul pentru comisie este finalizat. Sper să se întoarcă colegii cu vești bune și să vă anunțăm că gândacul este în bună regulă și proiectul merge înainte. Din cauza gândacii s-a oprit un proiect foarte mare, da? Asta e noi normal. Nu a trebuit să ne împiedice un gândac. O porcărie! Cum îi mutăm? În liniște și pace. Îi mutăm. Îi ademenim cumva, încearcă acum cu nu știu feromoni să-i atragă. Cu bețul așa de urmă. Hai, hai! Eu zic să se lase acolo, că și așa nu se face. Ne pare rău, am închis.